Fostul președinte brazilian, Jair Bolsonaro, nu mai poate candida timp de 8 ani. Este decizia Tribunalului Electoral Superior din Brazilia, care i-a respins recursul împotriva sentinței sale. Instanța a decis că Bolsonaro este vinovat de abuz de putere și utilizare necorespunzătoare a mijloacelor de comunicare. Un complet de șapte magistrați a confirmat decizia din 31 a Tribunalului Electoral Superior, conform căreia Bolsonaro nu poate fi reales în 2026. Bolsonaro, lider al extremei drepte, a fost șef de stat din 2019 până în 2022. El a fost sancționat pentru contestarea fără dovezi a fiabilității votului electronic cu trei luni înaintea alegerilor prezidențiale câștigate de adversarul său de stânga, actualul președinte lui Inácio Lula de Silva. La ore Reuniune cu ambasadorii care a avut loc în 2022, Bolsonaro a dezinformat despre votul electronic și a sugerat că armata ar putea interveni în caz de așa zisă disfuncționalitate a sistemului. Pe rolul instanței se află încă 15 dosare împotriva fostului președinte. Acesta este anchetat și de Curtea Supremă pentru infracțiuni și este pasibil chiar de pedepse cu închisoarea în 5 cauze penale. Bolsonaro a deplâns decizia definitivă pe care a considerat-o drept o lovitură de cuțit în spate.